a lovit mai puternic, să pună presiune pe Gia Trump, a spart pachetul, dar îi lasă acestuia lovitură de distanță și de obicei nu ratează astfel de ocazii Trump. Bila neagră, dar bila neagră de obicei se ratează din această poziție. E un unghi dificil. Dacă ar fi fost lipită de mantă, ar fi avut mai multe șanse. Deci nu prea are altă variantă. Să joace în jumătatea inferioară o lovitură de siguranță nu are cum. Există deja o bilă roșie acolo. Oh, ce execuție! Își arată clasa la aceste lovituri. Gia Trump. La el te aștept să rateze atunci când lovitura e prea ușoară, pentru că nu se concentrează suficient. Sălăturată, Michael Lloyd duce scorul la 11-2 și mare nevoie de doar două jocuri pentru calificarea în sferturile de finală. 23. 30. Și am văzut spectatori care poartă acele căști pe urechi. A mai răspuns Gabriel la această întrebare de mai multe ori. Acei spectatori ascultă comentariul în limba engleză. Comentariul celor de la BBC. Domnul Mircea, să știți că am glumit și eu la rândul meu. În urmă cu 50 de ani, nu... cine s-a udat de snucăr în România? Doar cei care au avut șansa să mai iasă din țară poate să fie auzit de snucăr. Prima masă de snucăr a apărut în București exact în 92. 35. Și pe aceea masă am învățat eu să joc snucăr. Bineînțeles, la nivel de amatori. Acum nu cred să rateze Milaroz. Nu mai are nevoie de multe puncte pentru a câștiga jocul 5, Gia Trump. 46. 47.
54. Bilă de 3 la 2. 61. Bila neagră, mă referă, bă. Aia nu la bila roșie. 68 cu 67. A reușit în jocul 3 un break de peste 100 de puncte, mai exact un break de 109 puncte. Jatram. Sunt șanse mari să mai vedem un break de plus 100 de puncte. La roșie va fi break de 99. Da, break de fix 100 de puncte. Un maxim posibil de 134. 107. A reușit în primul meci cu Dominic Dale, break de 142 de puncte, dar nu a rezistat prea mult pe prima poziție. Imediat a reușit Robertson, break mai mare, de 143. 143. Dacă Robertson va rămâne pe prima poziție, și sunt șase mari să câștige premiul pentru cel mai mare break cu cel de 143 de puncte, atunci australianul va primi premiul de 10.000 de lire sterline plus tacul de aur. Lovitură cu mai multe mante. 4 mante. Nu, mă așteptam la o lovitură cu 4 mante să trimită bila neagră tot aici în buzunarul stă.